¿Cómo ya está tu carabita con el Wuhan? Ce știți dumneavoastră? Ați spus că pasajul vor cu comoditate. Și avem, adică, din unul altul, din timp de spus că interzis. Sunt carantină. Păi și de ce atunci s-a întâmplat? Cu mortul, ce s-a întâmplat? Eu venit cu cineva mort din Italia. Ce s-a întâmplat? Păi vor tu pe 25 ianuarie, nu s-a accident, nu s-a dat. Nu, zic acum, ce sunt dacă ei sunt în carantină? Că mai încet. Adică nu mai mult, că nu mai mult, 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 nu. Da, a venit cineva, a văzut o mașină astăzi, ca ca oficială, mașină, băieți, ce scrie? Viza lor. Zon, scoate cu adu, cu plătit. Chiar mă de aici, un roman? Da. Da, și ce, și așa, da. Am înțeles. Eu, cu plătit aici, la firma, în rând de acolo. Ieri, eu plecat ieri dimineață și plecat dimineață la 9%. Și ne-a să ce sunt aici jos oamenii, tot oamenii la firmă, la rău, ceva. Și ne-a să ce mai importi cu un locus cum trebuie, cu fața spre răsărire. Da. Și acum ne-a să ce ziceți? Stați cu... Nu vă e teamă de virus? De ce? De virus. E, poate, eu știu, eu. Nu vă e teamă. A, nu cred. El s-a secriu complet sigilat. E sigilat, nu? Calul, nici nu a fost să mai țin cu două săptămâni aici. Dar așa e legea acum. Persoanele care au transportat... Au pus de acolo mașină, băieții noștri, deci au intrat la firmă. Au fost două mașini, una cu cei trei oameni care normal vor pasă pe asta și pus o mașină cu mort. Persoanele care au transportat persoana decedată aveau echipament special? Erau protejați? Cei de la firma din Roman. Cei la firma din Roman. De acolo are acea complet. Nu m-am luat. Să-ți copii. Adică șurub din... It's not waste, desfacă. Deci a venit sicriul sigilat de acolo și ca urmare n-a fost nevoie să fie îmbrăcați în costume.